Dragii mei, de aici, din Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București, mergem la Timișoara. Pentru că acolo, așa cum știți, cu o săptămână înainte de Sfintele Paște, are loc acea expoziție internațională a vinului, Vin Vest. Evenimentul s-a desfășurat sub sloganul Marea Unire a Vinurilor, închinat centenarului Marii Uniri din România. Ce vinuri au fost expuse, care au fost vinurile premiate, cum a fost atmosfera acolo, aflăm imediat. Desfășurată în acest an sub motoul Identitatea vinului românesc, cea de-a 15-a ediție a Salonului Internațional de Vinuri VinVest a serbat Marea Unire a Vinurilor și s-a bucurat de 300 de sortimente provenite din toate provinciile istorice românești. Din cadrul evenimentului nu au lipsit nici soiurile internaționale, toate reușind să încânte gusturile celor peste 2700 de vizitatori ce au trecut pragul salonului în cele 3 zile de eveniment. Bună ziua! Stăm de vorbă cu Daniel Vrănescu, somelierul cramei Hermeziu. Vă rugăm frumos să ne spuneți care e cea mai potrivită combinație pentru masa de Paști? Combinație, o asociere culinară și cu vinul potrivit, clar în funcție de datin, de tradiții, de masa de Paște, de ceea ce-ți permis, de buget. Avem o gamă destul de largă, de la cozonac, pască, cu vinuri roze, vinuri demi-dulci, demi-seci, foarte ușor, suave, ușor de băut, alături de ouă roșii și mielul de Paște, un vin roșu mai subțire, dacă mai proaspăt, chiar ar fi ideal, și diverse vinuri albe care merg pe antreu și pe gustările specifice de Paște. Crama Hermeziu are o destule etichete, destule sticle, o gamă destul de largă. Ne referim și vrem să prindem alături de noi diverse persoane de la vârste relativ tineri, deci sunt vinuri tinerești, noi suntem o cramă tânără, 4 ani în piața comercială și facem vinurile un pic mai fashion, cum e trendul actual, vinuri fructate, vinuri ușoare, ușor de băut, fără prea mare personalitate, spunem pe roșii, pentru că nu ne ajută nici zona și nici teroarul. Deci clar, chiar acum la Timișoara, unde venim cu drag, lansăm două game noi de vinuri. Sunt două petiante pe care ne-am hotărât. Noi aici suntem o cramă partener și venim cu drag an de an. Madame Bleu și Mademoiselle Rosé. O să spuneți, da, bine, sunt cam franțuzești așa. E adevărat. Și sticla este modernă. Sticla este franțuzească și vinurile sunt foarte ușoare. Petiantul, care ar fi o formă de spumant îmbuteliat la temperatură, la presiune joasă. Un vin foarte ușor de asociat, în special pentru masa de Paște, clar, pentru vară, terasă, mare, soare și vinul de intrare la masă. Vinul care răscolește acizii gastrici, ne dă ușoară aciditate, deglutiție, înghițim în sec și atunci ne face și fomiță. Să mai spunem că avem o gamă de rozeuri pe care tot la dumneavoastră aici la Timișoara am lansat-o acum 2 ani, sesoar, deci noi aici chiar venim cu drag, chiar dacă suntem puțin mai departe, nord-vest, nord-est, circa 700 de kilometri, venim cu drag pentru că avem amintiri dragi aici. Aici am luat mare medalie de aur cu un vin roze acum 2 ani și anul trecut cu un alt vin alb. Anul trecut am lansat o gamă de soiuri românești, gama Vladomira, în care sunt 4 soiuri românești, clar soiuri pentru un român, care merg foarte bine cu masa de prânz, fetească albă, regală, fetească neagră și busuioaca de bohotin, busuioaca de bohotin care este specifică zonei Iașiului, este chiar din Iași, și pe care noi am adus-o în diverse forme și publicul o reapreciază din nou, un pic pierdută în timp, datorită vechilor metode de vinificație, mai dulci, mai altă culoare. Noi acum ne ducem spre consumul ăsta de roze cu niște vinuri noi. Consumul de roze care este 30%, are cea mai mare creștere anul trecut, 2017, pe consumul de vin, deci rozeul. Și atunci, dacă și teroarul ne permite asta și
lumea îl cere, noi ne-am pregătit cu tot ce trebuie. În plus, completăm cu aceste frizante, spumante, înainte de masă plăcută. Suntem compania Cotnari, Cătălin Grecu mă numesc, sunt directorul de marketing al companiei. Venim din nord-estul României, venim la Timișoara în fiecare an pentru a lua contact direct cu consumatorul final și a prezenta noile produse. Care sunt noile soiuri de vin ale companiei dumneavoastră? Care vă remarcă? Dacă până acum consumatorii ne știau ca producători de vinuri dulci și albe în special, de anul trecut am scos pe piață două rozeuri, un vin, o fetească neagră vinificat sec roze și o busuioacă de bisec și fetească neagră roșu pe care îl vedem și aici în pahare. Relația cu consumatorul, cum o vedeți? Care este? Întotdeauna consumatorul a fost dificil. Noi zicem că am fost întotdeauna aproape de ei prin diversele metode de promovare, prin campanii, de premii oferite și așa mai departe. Și am ținut legătura. Ca dovadă, prezența la aceste târguri este încă un pas important pentru ei, pentru că avem contact direct și ne spun doleanțele și sugestiile. Și aici, în Vinvest, am venit să prezentăm gama noastră nouă, gama Selecții. Practic e o gamă întregită și rebranduită, pentru că alături de trei vinuri albe pe care le aveam și înainte, au mai venit încă două rozeuri și un roșu și un vin alb demidulce din 2012. Vinuri foarte bine primite, mai ales pe segmentul de Horeca. Și acum, pe final, pentru că avem fetească neagră, un vin nou pentru noi și pentru că se apropie sărbătorile pascale, nu putem decât să spunem că acest vin roșu merge perfect alături la o carne de miel. Vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi și să ne vedem cu bine la anul. Domnule Liviu, mulți nu știu care este rolul unui somelier. În câteva cuvinte vă rugăm frumos să ne spuneți care este rolul acestui somelier. Bună ziua! Deci, trebuie să vă iau un pic cu istoria. Somelierii au apărut ca și meserie undeva în Evul Mediu. Se pare că primul somelier atestat de istorie a fost pe lângă Curtea Papei de la Avignon. Rolul lui era să aibă grijă de pivnița seniorului și de asemenea să se asigure că la masă este servit cel mai potrivit vin împreună de asociat cu bucatele care erau în acel moment pe masă. Mai exista și un alt rol atunci în Evul Mediu care era foarte important datorită acestui instrument care este acum simbolul Ordinului Somelierilor. Se numește tasse de vin și este din argint. Vinurile, dacă erau otrăvite, tasse de vin reacționa imediat și somelierul putea să-și dea seama dacă vinul seniorului era otrăvit. Era o chestie foarte importantă atunci să te asiguri că nu era otrăvit vin. Acum v-am spus, vă repet, este doar un simbol al Ordinului Somelierilor. Deci, în concluzie, rolul unui somelier este să se asigure că la masă sunt servite cele mai corecte sau vinul corect alături de mâncarea prezentă. Tradiția noastră spune ca masa pascală, ca și cea de Crăciun de altfel, să fie foarte bogată. Avem o paletă largă de produse și în consecință și ar trebui să avem o paletă largă de vinuri să se asocieze cu această mâncare. Din păcate există o idee preconcepută la noi la români că să nu amesteci mai multe vinuri că vei avea probleme a doua zi. Credeți-mă, problema nu este de la numărul de vinuri, ci de la cantitatea efectivă ingerată, dacă cumva a doua zi sunt probleme. Deci chiar nu este absolut nicio problemă în a bea mai multe feluri de vin în funcție de ce ai pe masă. De obicei începem cu o salată și atunci la o salată se cere un vin mai ușor, alb, cu aciditate puternică, acidulat. Se asociază cu brânzeturi și cu salate ușoare. Apoi, în mod normal, trecem la o friptură și aici ar trebui să servim un vin roșu în funcție și de consistența fripturii. Vinul roșu trebuie să fie mai greu, mai corpolent sau mai ușor. V-am zis tot în legătură cu o greșeală clasică care iarăși o fac românii care gătesc cu sosuri de vin este să folosească vinuri mai slabe calitativ în
în sosuri, crezând că astfel fac o economie. Nu, este total greșit. Este de preferat să folosim un vin bun și același vin care l-am folosit la sos să-l servim și la masă. Deci, în principiu, este destul de simplu. Asocierea se face întâi pe culori, alb-alb, adică mâncare cu textură albă, un vin alb, roșu-roșu, apoi se merge pe gust, acru-acru, dulce-dulce și, bine, putem vorbi o oră întreagă, dar în principiu astea sunt câteva reguli standard care trebuie respectate. Și de asemenea rozeul, care din ce în ce mai mulți români îl plac pentru că acoperă o plajă mai largă de opțiuni datorită calităților lui. În cea de-a doua zi a manifestării au fost anunțate medaliile acordate vinurilor înscrise la Concursul Național de Vinuri și Băuturi Alcoolice, ediția 13-a. Au fost înscrise 129 de probe, iar 25 de producători au primit marea medalie de aur. Doamna profesor, ați fost președinta jurului celei de-a 13-a ediție a concursului de vinuri și băuturi spiritoase, să le spun așa, Timișoara 2018. Aș putea să vă întreb ce anume v-a surprins de această dată, dacă am putea face o comparație între edițiile precedente și cea din acest an? Bună ziua, da, într-adevăr am fost președinta concursului VinVest 2018 și așa cum spuneați și dumneavoastră, chiar am avut în anul acesta surprize. Am avut surpriza în primul rând de a primi mai multe probe decât ne-am așteptat, fiind și o ediție jubiliară, probabil că mai multă lume și-a dorit să își găsească vinurile printre medaliați. Am avut de asemenea surpriza plăcută de a vedea o creștere în ponderea vinurilor roșii și roze la această ediție și nu în ultimul rând am avut surpriza de a constata că o parte din marea majoritate a vinurilor medaliate au fost dintre cele tinere, recolta 2017, recolta 2016. Sunt soiuri care v-au surprins prin calitate, dar mai ales prin modul de procesare, de obținere a vinurilor. Categoric da, am avut între medaliați atât soiuri autohtone cât și evident soiurile internaționale cultivate la noi. Heteasca Neagră a luat desigur medalie ca întotdeauna, Busuiaca de Bohotin, Tămâioasa Românească. Am avut însă o mare surpriză de a medalia un soi românesc mai puțin cunoscut, Negru de Drăgășani. Avem două medalii de aur pentru Negru de Drăgășani produse în zona Timișoarei, astfel încât, într-adevăr, pentru noi a fost o surpriză extraordinar de plăcută să-l vedem și aici. Este un soi care este în creștere ca faimă și reputație, este un soi care va merita promovat în continuare alături de Feteasca Neagră ca emblema a țării noastre. În momentul în care noi facem aceste evaluări, noi nu știm ce probe avem pe masă. Nu știm nu știm nici ale cui sunt, nu știm nici soiul pe care îl avem în pahar. Ca degustători, desigur, avem posibilitatea să recunoaștem anumite soiuri atunci când vinurile respective sunt cu adevărat făcute de tipul vinurilor DOC, în care se poate recunoaște soiul. Și de aceea uneori îți dai seama, dar în principiu totul se face în mod anonim, primești un număr de probă în față, o fișă de degustare și mai știi dacă este, ce an de recoltă este, pentru că și acolo sunt influențe care trebuie luate în calcul. Abia după ce deschidem baza de date și ne uităm notele și facem corespondența între note și probe, abia atunci aflăm care sunt soiurile care au fost premiate. Evident, avem în afară de vinuri din Rusia, care sunt autorii, de unde provine vinul. Evident, care sunt producătorii, care sunt enologii care au participat la realizarea vinurilor. Voiam însă să spun că nu toate vinurile, așa cum înțelege consumatorul, sunt realizate dintr-un singur soi. Avem de asemenea cupaje și destule cupaje au luat de asemenea medalii la această ediție VinVest, asta însemnând că avem un amestec de mai multe soiuri
care fac ca vinul respectiv să fie mai echilibrat și, evident, ele sunt din aceeași zonă și de la același producător pentru ca ele să poată purta în continuare denumire de origine controlată. N-ați putea spune în acest concurs, în cea de-a 13-a ediție de data asta, care au fost printre cele mai bune vinuri pe care dumneavoastră le-ați analizat și care au luat și premii? Noi aici am jurizat pe mai multe am jurizat probele pe mai multe serii și la sfârșit ele au fost alocate pe categorii, astfel încât am avut categorii de vinuri albe, vinuri roșii, vinuri aromate, vinuri roze, vinuri efervescente și categoria de distilate. Astfel încât la fiecare categorie s-au alocat 30% medalii din totalul probelor jurizate. Trebuie să vă spun de la început că foarte multe probe jurizate au primit punctaje care să fie de medalie. Regulamentul însă nu ne permite să alocăm medalii decât la un maxim de 30%. Este ca la școală, avem un număr de locuri, la un moment dat tragem linia undeva. Sunt întotdeauna producători care nu sunt așa de mulțumiți la sfârșit când văd că au avut punctaje foarte bune și cu toate acestea n-au luat nici măcar un argint, deși vă spun că vinurile erau extraordinar de bune și meritau medalie de argint, dar având în vedere că am avut 129 de probe, nu s-au putut aloca în marja de 30% decât 38 de medalii. Discuție pot să vă spun că la spumante, de exemplu, unde am avut 4 probe în concurs, nu s-a putut aloca prin acest algoritm de 30% decât o singură medalie. 30%. Care, desigur, a fost marea medalie de aur, pentru că marile medalii de aur reprezintă proba cu cel mai mare punctaj pe o anumită categorie. Ei bine, următoarea probă după această mare medalie de aur a avut punctaj de asemenea pentru o medalie de aur și n-a putut lua această medalie nici măcar de argint, nici altceva. Deci, efectiv, n-am putut... Nu se încadra în proporția aceea de 30%. Ceea ce nu înseamnă că numărul 2 nu este un vin formidabil și nu merită degustat. Tocmai asta vreau să spun pentru cei care ne urmăresc, că chiar dacă vinurile venite în concurs n-au luat medalii, sunt totuși de foarte bună calitate. Excepțional, da. Ați spus foarte bine. Acesta este și mesajul meu. Majoritatea vinurilor au obținut punctaje de medalie. Din 129 de probe, 101 probe ar fi trebuit teoretic să ia medalie dacă nu am fi avut acest barem de 30%. Anul 2018 este un an marcant, este un an cu o puternică încărcătură emoționantă pentru că suntem în anul Marii Uniri, deci centenarul trebuie să însemne ceva deosebit. La anul nu mai putem să spunem centenarul. Vedeți, este o diferență foarte mare și spun pentru că odată suntem în acest plin eveniment care a atras diferite momente, dintre care o expoziție de 100 de vinuri. 100 de vinuri de-a lungul celor 13 ediții de concurs care le-am avut. Este o viziune între marketingul etichetei sticlei de acum 13 ani, că de la 13 ani are concursul național de vinuri și eticheta și sticla din ziua de astăzi. Deci am creat această expoziție în cadrul salonului. De asemenea, avem... Spunem noi totdeauna că suntem o țară viticolă și trebuie să avem identitatea noastră ca țară viticolă. Va fi un simpozion Identitatea România Țară Viticolă, care este dedicat tot așa să putem să avem informații. Dar trebuie să vă spun că suntem în repetiție pentru Timișoara va fi capitala europeană a culturii. Asta presupune că ne pregătim an de an. Am declarat de anul trecut, suntem la al doilea an de repetiție ca să ajungem în anul 2021 într-un moment culminant frumos în care știm foarte bine câți vor trece pragul Timișoarei și României, aș putea spune. Deci sunt acțiuni dedicate anul acesta, consacrate, spunem, centenarului Marii Uniri, iar cu bătaie lungă, deci avem acea capitală europeană a culturii. Bănuiesc că urmăriți rezultatele acestor manifestări, le analizați. Câtă priză au astfel de evenimente la populația iubitoare de vinuri? Să știți că noi suntem un salon dedicat consumatorului final. Nu vrem să aducem numai un anumit segment pentru premium sau un anumit segment
deci un alt segment în afară de. Deci suntem cei dedicați consumatorului final și ne bucurăm foarte mult ca ei să poată să treacă pragul acestui, pentru că aici facem artă, cultură, deci nu facem numai degustări de vinuri. Aici poți să-și achiziționeze o sticlă de vin sau poți să învețe un vin sau poți să iubească un vin, să se îndrăgostească de el și ulterior să-l cumpere din hipermarketuri, din magazine specializate. Aici avem utilaje, avem, vinul nu se face singur, trebuie să avem vița de vie, trebuie să avem utilajul de vinificație, trebuie să avem tot ce înseamnă componența substanțelor cu care se tratează vinul, trebuie să avem sticla, dopul și toate acestea se găsesc în salon. Vedeți, deci fiind un eveniment complex și nu spunem numai sectorul vitivinicol, pentru că suntem îmbrăcați foarte frumos, de pictori, renumiți, deci cine intră, trece pragul acestui salon, deci poate să ducă în ce zonă viticolă dorește. Cum apreciați ca organizator principal reacția publicului, a consumatorului final la aceste evenimente? Ne bucurăm foarte mult când auzim că am văzut afișele, am auzit la radio sau am venit pentru prima dată sau am revenit pentru a 14-a oară sau a 15-a oară în momentul acesta, pentru că an de an în Timișoara s-a făcut o cultură pentru acest eveniment prin partenerii care au fost. Dumneavoastră media sunteți, faceți parte din cei 100 de parteneri ai noștri. Vă dați seama că ați transmis cei 100 care s-au angrenat în acest eveniment informațiile. Și sigur că da, bucuria este mare când sala este plină de vizitatori, când și dumneavoastră ați muncit și avem un feedback și noi am muncit și producătorii trebuie să fie cei care să fie mulțumiți, expozanții de ceilalte servicii să fie mulțumiți, pentru că în sală sunt vizitatori. În sală sunt oameni care îi interesează vinul sau toate celelalte produse care sunt serviciile conexe vinului.